În plină pandemie, două dintre spitalele din Olt primesc echipamente de mare ajutor pentru personalul medical și pacienți. Astfel, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale vine în sprijinul Spitalului Județean de Urgență Slatina și cel al Spitalului Municipal Caracal prin suplimentarea numărului de containere pentru triajul pacienților. Două astfel de construcții din elemente modulate au ajuns astăzi la Slatina și Caracal. Vrem să creăm condiții mai bune pentru personalul medic, personalul medical, cât și pentru pacienții care ajung în Spitalul Județean și Spitalul Municipal Caracal. Am decis împreună cu conducerea spitalului și cu suportul financiar de la Consiliul Județean să mai achiziționăm încă două containere ca să înlocuim cele două corturi. Cele două containere vor fi înlocuite corturile și se va asigura un flux bun pentru triajul pacienților. Cele două unități spitalicești din județul Olt se află în prima linie în lupta cu pandemia de COVID-19, iar aici era necesară îmbunătățirea condițiilor de lucru. Autoritățile transmit că vor continua să sprijine spitalele din județ în orice demers menit să salveze viețile celor diagnosticați cu noul coronavirus.